Am pornit duminica trecută să călătorim prin Matei și începând cu această duminică vom lua blocuri de text din el. Are 28 de capitole, o carte mare și ca să nu întindem până la Crăciunul celălalt, vom călători în pași mari prin carte. Matei începe foarte brusc și direct Evanghelia lui. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Se adresează cunoscătorilor Vechiului Testament și de aceea am luat ca și simbol al cărții menora. Am tăiat-o orizontală să avem o verticală și orizontală. Verticala vorbește despre fiul lui David, orizontala despre fiul lui Avram. Verticala aduce înaintea noastră pe împăratul și împărăția lui, iar orizontala ne familiarizează cu misiunea împărăției și ne aruncă provocarea împărăției. Dați-mi voie să revin la verticala pe care am prezentat-o anul duminica trecută și să plec de la îndoiala lui Ioan Botezătorul. Era în temniță, aude ce face Domnul Iisus Hristos, nu înțelege de ce nu vine împărăția lui Israel, de ce nu este el eliberat, de ce nu este pus la punct Irod Antipa și ceilalți neteați împrejur și prin ucenicii lui îl întreabă, tu ești acela care trebuia să vină? Sau să așteptăm pe altul? Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Dacă vă veți duce în Israel, veți întâlni o mulțime de iudei care cred în Mesia, dar nu în Iisus Mesia, nu în Iisus Hristosul. Îi așteaptă pe altul. Și rabinii care vor să fie împăcitori, îți vor spune zâmbind, pentru voi va veni a doua oară, pentru noi va veni pentru prima oară. Dar întrebarea lui Ioan Botezătorul nu s-a oprit în generația lui, în țara lui. Ea a continuat, continuă și va continua să fie pusă de-a lungul întregii istorii. Și de aceea Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, capitolul 4, vine cu atenționare pentru cititorii săi, preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh. Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Și un proroc mincinos nu poate vesti decât un Hristos mincinos. În lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos, omul, Mesia, a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. Despre a cărui venire ați auzit, el chiar este în lume acum. Și dacă Duhul lui Anticrist a fost prezent acum 2000 de ani, să nu cumva să credeți că este mai puțin prezent astăzi. Pe de o parte, divinitatea și mesianitatea Domnului Iisus Hristos sunt și vor fi contestate din ce în ce mai direct și mai vehement. Divinitatea și mesianitatea Domnului Iisus Hristos vor fi contestate din ce în ce mai vehement. Pe de altă parte însă, de divinitatea și de mesianitatea Domnului Iisus atârnă veșnicia mea, veșnicia ta, veșnicia noastră a fiecăruia. Când Pavel spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, pe Hristos, pe Mesia, ca împărat al tău, ca Domn al tău, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, îți spune singura cale de mântuire. Nu la întâmplare, Domnul Iisus Hristos este urât și contestat, pentru că El nu intră în ceata celor care alcătuiesc un ecumenism călduț în care să ne potrivim fiecare, ci El a venit și a confruntat toate celelalte religii ale lumii și a zis, dacă ei merg încoace, eu sunt opozabilul, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea este incomod, de aceea este contestat. Oamenii nu sunt supărați pe Dumnezeu, pentru că îl poți numi cum vrei. Dar cu Domnul Iisus Hristos ce faci? Dacă Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și dacă nu este mântuire în niciun alt nume dat oamenilor, atunci trebuie să faci ceva cu El. Știți care e problema noastră? Nici unul dintre noi nu cred că avem o revelație mistică în care, într-o bună dimineață, deodată realizăm în forul nostru lăuntric că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Nu așa se naște credința. Pavel ne spune, credința mântuitoare vine în urma auzirii și auzirea vine prin credința în Iisus Hristos.
Aș vrea să privim cu atenție la răspunsul Domnului Iisus Hristos la trimișii lui Ioan Botezătorul. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. De ce n-a răspuns Domnul Iisus simplu: da, sunt? Putea să o facă. Ce face Domnul Iisus Hristos? Le zice: nu credeți ce vedeți decât dacă ceea ce vedeți sunt împlinirea Scripturilor. Și de aceea El îl trimite pe Ioan Botezătorul, era un cunoscător al Vechiului Testament, fiul de preot, fiul lui Zaharia și a Elisabetei. Îl trimite la Scripturile Vechiului Testament, în mod specific la Isaia, capitolul 61, primele trei versete. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune sau Evanghelia celor nenorociți, celor săraci. Duceți-vă și spuneți-i: săracii aud Evanghelia. Duhul lui Dumnezeu m-a uns să aduc vești bune, Evanghelia celor nenorociți sau celor săraci. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare al Dumnezeului nostru. Să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul unui duh mâhnit, o haină de laudă, să fie numiți terebința ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să fie spre slava lui Dumnezeu. Sau veniți cu mine pe drum spre Emaus, când cei doi ucenici, buimăciți de evenimentele din ultimele trei zile, nu știau ce să creadă. Aceeași îndoială în inima lor: noi credeam că... Probabil așa a pornit și în inima lui Ioan. Eu credeam că cel pe care l-am botezat este într-adevăr Hristosul. Noi credeam că, dar... Și Domnul Iisus Hristos, în loc să facă un gest simplu, în loc să facă așa, cu alte cuvinte, să le arate mâinile, semnele cuielor. El cred că și-a ținut mâinile în roba lui, nu știu cum era îmbrăcat un Hristos înviat din morți, și în loc să le ancoreze credința în minunea învierii, el practic îi trimite la Scriptură. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au zis prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Credința că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu trebuie ancorată în ceea ce este scris, în scripturi. Atunci când spune pilda bogatului și a lui Lazar și bogatul ajuns în iad, arzând în foc și chinuindu-se, îl roagă pe Avram să-l trimite pe Lazar la cei cinci frați ai lui, să nu vină la acest loc de chin, Avram îi răspunde simplu: au legea și prorocii, au scripturile. Nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Ascultați răspunsul Domnului Iisus prin gura lui Avram: chiar dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede dacă nu cred scripturile. Cu alte cuvinte, credința că Iisus este Hristosul trebuie ancorată în Sfintele Scripturi. Din păcate nu mai avem timp să citim, mai repede răsfoim romane care contestă divinitatea lui Hristos sau ascultăm tot felul de povești rostite din amvoane. Dragii mei, toți avem Bibliile în mână, le avem pe internet în ce limbi doriți. Dacă n-ai timp de Scripturi, n-ai în ce să ancora credința. Ori fără să ajungi la convingerea că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, nu ai mântuire. Rostul Evangheliilor, și Matei nu face excepție, este să ne ajute să călătorim pe urmele Domnului Iisus, un personaj fizic care a trăit în istorie, care a propovăduit și a lucrat în văzul oamenilor, a fost răstignit pe vremea lui Pilat din Pont și a înviat a treia zi din morți și s-a înălțat la cer 40 de zile mai târziu. Ne ajută să ajungem la convingerea că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu.
De pildă, evanghelistul Ioan, după ce ne spune povestea lui Toma, care zice, nu, vreau să pun și eu degetul în palma lui și palma în coasta lui, când se prăbușește la picioarele Domnului Iisus Hristos, care îl cheamă 8 zile mai târziu, Toma, a dus degetul și pune palma în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Toma îi spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus îi răspunde, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și-au crezut. Iar Ioan conchide capitolul 20. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Iertați-mă că pun în gura lui Matei cuvinte și încerc să formulez scopul Evangheliei lui împrumutând de la Ioan ce a zis în aceste două versete. Dacă m-ați întrebat de ce a scris Evanghelia Matei, v-aș răspunde, Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui David, Fiul lui Avram. Că El este împăratul împăraților, Domnul domnilor, Cel despre care toate scripturile vorbesc. Cum face Matei lucrul acesta? Am văzut cât de important este să ajungi la convingerea din Scripturi că Iisus este Hristosul și când deschizi Evanghelia după Matei, ești cel mai aproape de viața Domnului Iisus Hristos, de Cel în care trebuie să crezi, pe care trebuie să-L propovăduiești ca Domn și Împărat al vieții tale. Aș lua primele capitole, am spus că vom merge în pași mari prin Evanghelie, poate revenind ceva mai târziu la detalii din ea, dar evenimentele vă sunt cunoscute. Aproape la fiecare Crăciun treceți pe lângă ele, sunt citite, le celebrăm, le cântăm. În capitolul 1 avem genealogia și nașterea Domnului Iisus. În capitolul 2 vin magii cu darurile lor și Iosif fuge în Egipt împreună cu pruncul și Maria. În capitolul 3 Ioan începe să boteze, Ioan Botezătorul, și Iisus vine la Iordan să fie botezat și el. În capitolul 4 după botez, Duhul îl duce pe Iisus în pustie să fie ispitit de diavolul și când se întoarce biruitor, după cele 40 de zile și confruntarea cu cel rău, cheamă pe primii ucenici. Dați-mi voie să iau capitol după capitol și să încerc să răspund la o singură întrebare. Cum încearcă să dovedească Matei că Iisus este Fiul lui David, Fiul lui Avram, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Am să încep cu genealogia împăratului. Cartea începe cu versetul pe care deja l-ați memorat împreună cu mine duminica trecută, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Foarte bruscă introducere. Cu alte cuvinte, Matei scrie, punând în primul verset, concluziile lui, convingerile lui, locul în care trebuie să ajungi și tu citind Evanghelia. După care începe să vorbească despre genealogia sau cartea neamului lui Iisus Hristos. Eram la Sibiu vineri seara de la 8 la 10 jumătate la o întâlnire de tineri și la sfârșit au venit întrebări. Una din întrebări este cum explicați divergențele dintre genealogia din Luca și genealogia din Matei. Sunt genealogiile aceluiași personaj, aceluiași individ. Cum poate unul veni de aici și altul de acolo și să fie una și aceeași persoană? Cu două linii de descendență complet diferite. Foarte mulți se potignesc în lucrul acesta. Aveți înaintea voastră pornirile dinspre David spre Iisus în cele două genealogii. De pildă, Luca din David pleacă spre Nathan, un fiu de-a lui David, un frate de-a lui Solomon, Matata Mana și textul continuă. Dacă deschideți în Matei, același David îl are pe Solomon imediat. David, Solomon, Roboam, Abia, Asa. Complet diferite genealogii. Eu nu pot să am, ca și bunic, și pe ăsta și pe celălalt. Nu pot. Ceva nu e în ordine. Dar nu uitați, întrebarea mea este ce a vrut să spună Matei. Ce vrea să-mi comunice Matei. Matei face exact ceea ce a făcut cronicarul în 1 Cronici, capitolul 3. Ia o bucată de text de acolo
și și-l pune în scrierea lui. Cu alte cuvinte, nu el a coborât pe această linie primată, a făcut-o cronicarul. Vă citesc doar două versete. 1 Cronici, capitolul 3, versetul 10. David este originea fiului Solomon, Roboam. Deci după David vine Solomon, exact ca și în Matei, Roboam, Abia, fiul său, Asa, fiul său, Iosafat, fiul său, Ioram, fiul său, Azaria, fiul său, Ioas, fiul său. Și textul continuă. Ce a făcut cronicarul? Îmi dă familia lui David cu toți fiii lui, născuți la Hebron, născuți la Ierusalim, din toate nevestele, după care se oprește la fiul său, la fiul lui David. Și pleacă nu de la Nathan, ci pleacă de la Solomon și se duce pe linia tronului lui Iuda. Cu alte cuvinte, eu n-am o genealogie a omului Iisus născut din Maria și Iosif, ci eu am un urmaș al împăraților lui Iuda, în Cronici și în Matei. Dacă vă uitați, sunt 19 împărați, Matei nici nu se obosește să-i pună pe toți, lasă doar 14, pentru că îl obsedează cifra 14, de aici până aici 14, de acolo până acolo 14, de acolo până acolo 14, pentru că valoarea numerică a lui, numelui David este 14. Și el se joacă cu aceste lucruri, ele există acolo în Cronici. Pe de altă parte, dacă mă întreb de ce îl așează sau de ce prezintă o astfel de genealogie Matei, aș vrea să vă aduc aminte că atunci când Maria a primit vestea din partea Arhanghelului Gavril, ea a primit o veste, nu era decât singură, putea să spună ce vrea și putea să fie crezută sau nu. Dar când Maria a fost tulburată foarte mult în inima ei, auzind cuvintele Arhanghelului, Gavril îi spune, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, ascultați cuvintele Arhanghelului Gavril, el va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preaînalt, adică Fiul lui Dumnezeu, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Acum imaginați-vă că ucenicii, la momentul în care au fost chemați să fie urmași ai Domnului Iisus Hristos, au fost înștiințați de această afirmație a Arhanghelului Gavril. Cred că 3 ani și jumătate s-a uitat cu foarte mare atenție să vadă dacă este adevărat sau nu este adevărat. L-a urmărit în fiecare zi, de dimineața până seara. Să nu uităm că Matei scrie după învierea Domnului Iisus Hristos din morți. După ce a trăit, după ce a experimentat timp de 3 ani și jumătate, tot ceea ce Domnul Iisus a demonstrat. Dacă nu credeți cuvintele mele, a spus el oponenților lui, credeți măcar din pricina lucrărilor pe care le vedeți. Incredibile lucrări, incredibile. Ați auzit mesajul pe care l-a transmis lui Ioan Botezătorul. Dar veniți cu mine în Fapte, capitolul 1. Domnul Iisus a înviat și timp de 40 de zile s-a înfățișat viu înaintea ucenicilor lui și a vorbit deseori cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 6 trezește o reacție în inima ucenicilor. Deci apostolii, pe când erau adunați la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Spuneți-mi, dacă ei n-ar fi crezut, n-ar fi fost convinși că Iisus este împăratul, ar fi rostit astfel de cuvinte? Împărăția lui Israel nu este așezată de un pescar, de un cercetor, de un om de rând? Numai un împărat poate așeza o împărăție. Domnul Iisus îi mută pe o altă linie, despre care vom auzi la sfârșit, dar ucenicii sunt absolut convinși că El este împăratul. Matei a fost prezent înainte de înălțare, atunci când Domnul Iisus, înainte de a se înălța, în văzul lor a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În baza acestei puteri, împăratul îi trimite în mandatul, în misiunea împărăției. Ei au plecat de acolo, dragii mei, convinși, au plătit cu viața convingerea lor că Iisus este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Cu alte cuvinte, Matei, cu această convingere în inimă, se așează să scrie Evanghelia. Dar
veniți la imaginea următoare, la nașterea împăratului. Dacă deschide în Luca, arhanghelul vorbește cu Maria, dacă deschide în Matei, îngerul îl vorbește lui Iosif. Iosif, când a aflat că Maria este însărcinată, s-a rușinat, n-a știut ce să facă, n-a vrut să fie dur, a vrut să o lase pe ascuns. În vis îi se arată un înger și spune: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Toate aceste lucruri, continuă Matei, s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Ascultați, vă rog, profeția la care face referire. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vei pune numele Dumnezeu. Emanuel, sau Dumnezeu, este cu noi. Cum teologii fac tot fel de speculații cu privire la cum anume citează autorii Noului Testament din Vechiul Testament, convingerea mea după ani de studiu este că niciodată nu violează contextul din care citează. Întotdeauna citează din context. Ori dacă veți duce înapoi în profeția din Isaia, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, s-ar putea referi la pruncul lui Isaia. Dar pe măsură ce citesc textul, văd că acest prunc este îmbrăcat cu haine care încep să ia târne, care nu îi se potrivesc în niciun fel. Și sunt obligat să-l dau deoparte pe pruncul lui Isaia și să-l caut pe pruncul care poate purta aceste haine. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui, împărăția lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și până în veci. Iată ce va face Domnul oștirilor. O, nu, Matei știe cine este pruncul care s-a născut în Betlehem, pentru că l-a urmărit 3 ani și jumătate, l-a văzut învind din morți și a văzut că toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Dați-mi voie să vin la unul care n-a crezut în Iisus în niciun fel. Ba mai mult, l-a urât atât de mult încât a vrut să stârpească pe toți urmașii săi, Saul din Tars. Era cu scrisoare de acreditare în mână și pornea spre Damasc. Nu s-a mulțumit cu Ierusalimul și cu Israelul, ci a vrut să meargă și în țara vecină, să stingă pe urmașii lui Hristos. Se întâlnește cu Hristos față în față pe drumul Damascului și se întâmplă ceva cu el. Să știți că Saul n-a fost un credul care... Am văzut o minune? Nu. El a zis... Întâmplarea mă obligă să-mi revizuiesc teologia, dar teologia mea trebuie ancorată în Scripturi. 3 ani s-a dus în Arabia și a răsfoit Scripturile până când a ajuns convins că Iisus este fiul lui David, fiul lui Avram. Ascultați cum își introduce una din cele mai frumoase epistole, epistola către Romani. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte, să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte în prorocii săi, sau prin prorocii săi, în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Dacă cineva era îndreptățit să cunoască aceste lucruri, să verifice aceste lucruri, acela nu sunt eu, este un rabin, un evreu, un urâtor de Iisus, care dacă ar fi putut demonstra că nu e adevărat, dragii mei, l-ar fi trântit toate de pământ, ar fi zis că a avut o halucinație pe drumul Damascului. Născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică Iisus Hristos, Domnul, Împăratul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Așadar, nașterea, viața, moartea, învierea, înălțarea Domnului Iisus i-au convins pe ucenici că El este Fiul lui David,
fiul lui Avram. El este Hristosul, fiul lui Dumnezeu. Cu această convingere se așează Matei să scrie Evanghelia. El nu trebuie să caute, să bâșbâie, să ajungă la ea. El era convins. Și de aceea își începe Evanghelia direct și provocator. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Genealogia din Matei nu este genealogia umană a Domnului Iisus Hristos, ci este linia împărătească a Domnului Iisus Hristos, luată din 1 Cronici 3 și așezată înaintea noastră după ce a fost dovedită de o viață neprihănită a acestui Iisus. Capitolul 2. Din nou sunt povești sau povestiri cunoscute pentru fiecare dintre noi. Știți povestea cu magii, cu aurul, Smirna și Tămâia și cu fuga în Egipt. După ce s-a născut Iisus în Betlehemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, spune capitolul 2, versetul 1, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Pentru că căutau un împărat, s-au dus la palat, era normal, era Irod atunci pe scaunul de domnie pământesc al lui Iuda. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Ce întrebare directă, pusă într-un loc nefericit. Irod, care era foarte suspicios, a chemat pe mai mari lui preoți cei mai de seamă să vadă dacă ăștia nu vorbesc prostii. Știți ce au spus preoții? Prorocii, într-adevăr, vorbesc despre un împărat. Și unde se va naște? În Betlehemul din Iudeea. În Betlehemul din Iudeea au răspuns ei, căci a fost scris prin prorocul: și tu, Betleheme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre cetățile de căpetenie ale lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul, sau dacă vreți, împăratul poporului meu, Israel. Știți istoria mai departe, mânia lui Irod când magii îi dejoacă planurile și nu se întorc, furia lui când omoară fără milă pe toți copiii între 1 și 2 ani ca să scape de împăratul lui Iuda. Iosif este înștiințat de Dumnezeu și ia pe mama și pe pruncul respectiv și fuge în Egipt cu ei până la moartea lui Irod. După ce a murit Irod, Iosif se întoarce înapoi ca să împlinească profeția: am chemat pe fiul meu din Egipt. Domnul Iisus era un pruncușor, poate câțiva nișori se adună seara acolo în Egipt. Au trăit cu aurul, smirna și tămâia pe care Dumnezeu le-a trimis din răsărit, dacă alții nu credeau în el. Și ai fi putut zice: fiul meu, am chemat pe fiul meu. Dar veniți 30 de ani mai târziu la botezul lui Ioan și la botezul Domnului Iisus Hristos. Ioan este glasul celui care strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, a împăratului, a lui Dumnezeu. Și atunci când mulțimile se uită la el și la mișcarea pornită în jurul lui, el le spune cinstit: cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință. Dar vine altul după mine, eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Observați, Ioan le atrage atenția unuia care e mult mai mare, este mult mai mare decât el. Același are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire, vorbește despre el ca despre un stăpân, ca despre un împărat care are drept asupra împărăției lui. Va strânge grâul în grânar, iar pleava o arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan ca să fie botezat de el, de Ioan. Dar Ioan căuta să-l oprească și zicea: eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Domnul Iisus se liniștește: lasă, Ioane, să împlinim tot ce se cade împlinit. Dar uitați-vă ce se întâmplă în momentul acela. Iisus este botezat. De îndată deasupra lui se deschide cerul și Duhul lui Dumnezeu se coboară în chip de porumbel peste el. Dar poate că a avut o halucinație cei care a văzut lucrul acesta. Și de aceea Dumnezeu vine și confirmă ce am citit mai înainte: fiul meu l-am chemat înapoi din Egipt. Acum pe fiul lui îl chema în lucrare. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea.
Domnul Iisus este din Iordan și este dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Este interesant și la acest moment să comparați cele două genealogii, cea din Luca și cea din Matei. Cea din Luca este o genealogie urcătoare, pleacă de la Domnul Iisus și urcă pe scara genealogică până ajunge la Set, Adam, Dumnezeu. Adam, fiul lui Dumnezeu. De ce face lucrul acesta Luca? Primul Adam a pierdut o bătălie în Eden și în urma acelei bătălii, planeta aceasta a fost vândută în mâinile celui rău. Cu alte cuvinte, noi suntem pe un teritoriu străin. A venit al doilea Adam să recâștige pământul și să-și așeze împărăția pe el. Ca al doilea Adam, el este dus de Duhul în pustie să reediteze bătălia din Eden și dacă o va câștiga, să devine rasa unei noi sau capul unei noi rase umane. Cu alte cuvinte, bătălia din pustie este extrem de serioasă. Diavolul știa miza. Observați ce face Matei. Aduce prieteni și împotrivitori. Și unii și alții, într-un fel sau altul, vorbesc despre cine este Isus. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, asta era miza, dacă ești fiul lui Dumnezeu, ți-i foame, poruncește pâinilor să se facă, pietrelor să se facă pâine. Omul nu trăiește numai cu pâine, îi răspunde Domnul Iisus, diavolul nu se lasă. L-a luat, l-a dus în Sfânta Cetate și l-a așezat pe streașina templului. Era sărbătoare, probabil, și lume foarte multă. Ai venit să câștigi inima poporului tău, este momentul cel mai potrivit. Sari de pe streașina templului. Îngerii Domnului vor veni, te vor lua pe brațe, nu cumva să slovești piciorul de vreo piatră. Imaginează-ți impactul pe care îl vei avea asupra mulțimii. Domnul Iisus Hristos respinge ispita, dar diavolul nu se lasă. El ia și îl duce pe un munte înalt și arată împărățiile lumii acesteia și îi spune direct, închină-te mie, aruncă-te cu fața la picioarele mele, închină-te mie și îți voi da toate aceste lucruri. Dragii mei, de ce era atât de important? Dacă acest Iisus, care postea de 40 de zile în pustie, era un om oarecare, un proroc, un om bun, un om rău, nu contea cine, pe diavolul nu cred că îl interesa, el destui argați, destui închinători. Dar el știa profeția din Eden. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei. Tu îi vei zdrobi călcâiul, dar sămânța femeii îți va zdrobi capul. Și el stătea față în față cu cel care urmea să-i zdrobească capul. Și de aceea miza este uriașă. Nu la întâmplare, ispitirea din pustie este așezată ca o dovadă a identității și mesianității Domnului Iisus Hristos. Diavolul a plecat de la el și Matei spune, au venit niște îngeri ca să-i slujească. Capitolul 4 se încheie cu o plimbare a Domnului Iisus Hristos pe malul Mării Galilei și chemarea primilor ucenici. Am să sar peste această imagine, eu las la Filip și aș vrea să încerc să adun lucrurile importante din ceea ce ați auzit. În primul rând, credința că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu trebuie ancorată în Scripturi. Nu în predicile sau poveștile mele, nu în cărțile scrise în lumea aceasta, dragii mei, nimic altceva, în Scripturi. Și ai Scripturile în mâna ta, le ai pe internet, le poți citi în ce limbă vrei. Nu poți să zici, n-am avut informația. Dar credința nu ți-o ancora în altceva. Uitați-vă la zilele noastre. Oameni stând la coadă să se închidă la niște moaște. Spuneți-mi, oricât de mult respect sentimentele religioase la oamenilor, mă întreb, de unde această nebunie? În Scriptură este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Pe ce-i fundamentată credința unui popor creștin? În niciun caz pe Scripturile care și ei, ca și noi, le avem în mână. Rostul Evangheliilor și Evanghelia după Matei nu face excepție, este să ne ajute să ajungem la convingerea că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, că El este Fiul lui David, Fiul lui Avram, că El este moștenitorul tuturor binecuvântărilor și împărțitorul prin biserica Lui acestor binecuvântări la toate familiile Pământului.
Cum face Matei această demonstrație? Cum te ajută să ajungi la această convingere? În primul rând, îl așează pe Hristos direct pe tronul împăraților lui Iuda și îl declară Domnul domnilor și Împăratul împăraților, cel care a venit să răscumpere istoria lui Israel și să răscumpere toate greșelile împăraților lui Iuda. Îl declară fiul lui David și fiul lui Avram. Apoi aduce de undeva din răsărit niște oameni de știință care n-au socotit prea obositor și greu să facă drumul pe cămile până la Ierusalim, că n-au venit cu jetul, dragii mei, până la Ierusalim, să meargă la împăratul, să vină să închine unui prunc. Ori sunt nebuni, ori Dumnezeu le-a vorbit, cum a vorbit Maria, a vorbit lui Iosif, a vorbit lui Moise, a vorbit la atâția alții de-a lungul istoriei. Dumnezeu a lăsat pe cer un semn care să-i călăuzească până la locul în care era pruncul. Spuneți-mi, Ioan Botezătorul când îl vede pe Iisus, de ce se poartă altfel decât se poartă cu farisei, care nu este jenă să le spune, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? De ce se blochează și spune, eu am trebuință să fiu botezat de tine? El își cunoștea misiunea. El îl căuta. Eu nu-l cunoșteam. Dar acela peste care vei vedea Duhul meu coborându-se, acela botează cu Duhul Sfânt. Acela este Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă la diavolul. Dacă nu credeți pe cei care îl așteptau pe Mesia, credeți-l cel puțin pe dracu. Pentru că el ar fi dat orice să scape de el. Credeți-l pe Pavel, care ar fi dat orice, de el a scăpat, că a fost răstignit. Pe Ștefan l-a omorât în văzul lui, el este cel care probabil i-a incitat să-i pună mâna pe pietre. Dar când s-a pomenit în fața celui înviat și când cercetează Scripturile și este convins de identitatea și mesianitatea lui Hristos, cade cu fața la pământ și îl declară împărat și domn. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, născut din David, în ce privește trupul, dar Fiul lui Dumnezeu, dovedit cu putere prin învierea morților. Pe de o parte, divinitatea și mesianitatea Domnului Iisus vor fi contestate din ce în ce mai direct și vehement în vremurile noastre. Pe de altă parte, de convingerea că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, atârnă veșnicia ta. Iar cel care a ajuns convins că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să aibă curajul să ridice, să o mărturisească în public. Dragii mei, nu te poți rușina de Fiul lui Dumnezeu, de Mântuitorul tău, de Creatorul acestei lumi. Nu poți sta în banca ta și să zici, nu pot face lucrul acesta. Cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui meu și înainte îngerilor care sunt în ceruri. Poate un pas timid îl poți face, având curajul să pui mâna pe această carte, să scrii numele în ea, ca semn al faptului că îl declari pe Domnul Iisus ca Domn. Dacă nu ești convins de lucrul acesta, pune mâna pe o altă carte, pe Sfânta Scriptură, și răsfoiește Evangheliile. Nu-s foarte mari, și aceste lucruri au fost scrise, spun toți cei patru evangheliști în cor, ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu și crezând să aveți viață în numele Lui. Nu pleca fără să duci cu tine o întrebare. Ești convins în adâncul sufletului tău, în mintea ta, în rațiunea ta, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, că El este Fiul lui David, Fiul lui Avram? Nu uita, nu există mântuire ocolind acest răspuns. Nu există. Nu este dat oamenilor niciun nume sub cer în care să fie mântuiți, afară de numele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avram. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, dacă crezi în inima ta, în forul tău lăuntric, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deși îl văd pe Eleazar și pe Solomon lângă noi, Romana este afară, mai puteți răbda un pic? Da, foarte bine.
Pentru că aș vrea să încheiem gândul acesta și îl invit pe Filip să vină în față.